Salut! Sunt Paul și am făcut o alegere importantă în ultima săptămână. Vara următoare mă voi întoarce la Google. În timpul acestui internship m-am simțit foarte bine. Am avut o echipă foarte faină, am lucrat la un proiect interesant și pot zice că a fost o adevărată experiență de muncă. Totodată și mediul în care am lucrat a fost unul plăcut. Chiar dacă a fost un internship remote, adică nu am reușit să ajung la sediu, am preferat să merg în Elveția. Până la urmă a meritat. Am vizitat câteva locuri din țară, am participat la 2-3 hike-uri în care am văzut peisaje foarte faine și m-am întâlnit cu multe persoane de calitate. Nu regret că am ales să lucrez remote în Elveția, chiar dacă aveam posibilitatea să rămân în țară, iar chestia asta implica câteva responsabilități în plus. Și cred că cea mai importantă dintre ele a fost găsirea unei chirii în străinătate. Per total, atât de tare mi-a plăcut perioada aceasta de 3-4 luni, încât am decis să mă întorc vara următoare, de data aceasta pe o perioadă nedeterminată, lucrând full-time. Deși poate simțeam oarecare presiune socială pentru a urma un program de master, chiar plecasem în Elveția cu gândul de a mă întoarce, aplica la un master și eventual să merg la alte internship-uri în viitor, am decis că cea mai bună opțiune pentru mine ar fi să nu mă grăbesc și să pot experimenta. Momentan nu am găsit o ramură a programării care să mă atragă într-un mod special, astfel încât să urmez cel puțin încă 2 ani de facultate. Nu exclud opțiunea de a participa la un program de master în viitor, dar nu vreau să mă grăbesc doar pentru a avea o diplomă în plus în portofoliu, ci vreau să o fac din plăcere. Un alt factor care m-a influențat să iau această decizie este stabilitatea financiară. Dacă vreau să urmez un program de master în străinătate, nu mă pot susține material momentan. În general, taxa de școlarizare e destul de mare și e destul de greu să obții o bursă pentru a avea o parte din cheltuielile acoperite. Totodată, voi continua cu InfoNow și avem ceva pregătit ce se va lansa foarte curând. Așteptăm cu nerăbdare să vă alătăm și să ne spuneți ce părere aveți. Deci urmăriți în continuare paginile de Facebook și Instagram InfoNow.ro pentru update-uri. Știu că am făcut o pauză de câteva luni, dar vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Dacă aveți sugestii despre ce video ați vrea să vedeți în viitor, îmi puteți scrie în comentarii. Mult succes în continuare!